Voi păi, explicați și mie de ce în general lumii place drama așa mult și de ce este atrasă de așa ceva. Personal nu sunt omul să facă lucruri de genul pe canal, dar fiind vorba despre o serie de pe canalul meu și pe care o știți cu toții, FNAF Plus sau mai bine spus fan game FNAF Plus pentru că după cum bine ați observat dacă ați observat bineînțeles am schimbat numele titlurilor din cele trei episoade din FNAF Plus în fan game FNAF Plus de ce? <fie> pentru că jocul propriu zis nu este FNAF Plus original și sincer nu prea mai interesat lucrul ăsta până acum pentru că din ce o să aflăm astăzi este că până și Scott Cauton s-a implicat la cearta asta ceartă între ghilimele, dacă îi pot spune așa. Pentru că s-a făcut cam mare tam, -tam în afară pe subiectul ăsta după mine. Deci, să clarificăm niște lucruri. Toată prăvălăgeala asta s-a întâmplat pe Twitter, unde a plecat de la cele două persoane, Los Pow Play, care de asemenea este creatorul jocului pe care l-am jucat pe canal, și Kane Carter. Kane Carter fiind creatorul jocului Pup Ghost. Un joc extrem de mare în comunitate de FNAF pe Game Nu cred că nu a existat om ce a făcut parte din universul ăsta și să nu fie auzit de Pub Ghost. Însă, înainte să intrăm pâine. Menționez că Lost Play a eliminat tot ce înseamnă una Fun Game Plus, deci nu mai puteți găsi sub nicio formă ceva legat de acel joc, nici măcar linkul de download pe care l-am pus în episodul 2, nu mai există pentru că m-am trezit cu câteva mesaje ce m-au întrebat de ce nu funcționează linkul și asta e răspunsul, aflăm astăzi motivele. Bun, deci Kane asta s-a implicat în întreaga neînțelegere cu oamenii ce au proclamat că FNAF-ul făcut de Los Pop Play este originalul FNAF Plus, când în realitate nu este, iar Los nu a implicat nici măcar un credit pentru creator sau a idei originale a lui Phil, cel care vrea să facă cu adevărat FNAF Plus, pe lângă crein la lol la rost și datorită faptului că mai și făcea profit pe urma asta, adică omul deschisese o pagină de donații, atenție, donații, nimic obligatoriu, unde lumea putea să-l susțină doar dacă se dorea asta. Adică până la urmă, repet, donațiile nu sunt obligatorii, deci nu pot spune neapărat că ar fi profitat de joc și de copyright. Ceea ce a făcut într-adevăr greșit Lost e că nu a menționat nici măcar un credit pentru originala idee, iar jocul s-a descris direct sub forma de FNAF Plus, deși în realitate nu e. De aceea ajungem și la ideea că până și youtuberii au făcut greșeala asta, inclusiv eu. Personal nu am a informat încât să știu sigur dacă este cu adevărat jocul original despre care se vorbește, însă nu știu despre cei de din afară precum Byte, Dorian, Razbowski, Fusion Gamer, Dauco, etc., etc. Pentru că și ei la rândul lor au făcut aceeași greșeală la care mai târziu au ajuns să dea clipurile jos și nu o să ar fi singurul motiv și și faptul că Scott s-a implicat. Deci Scott Cauton, creatorul universului FNAF, s-a implicat cu un tweet pe Twitter sau mai bine spus X mai nou, unde citez, se spune că imitația este cea mai sinceră formă de lingușire, însă nu consider asta că ar fi adevărat când lumea se folosește de AI. Mai ne mărturisește că nu se simte în regulă când vocea lui este imitată în jocurile fan fun of games, ce putem trage concluzia și ce știm este că în fan game ul ăsta lui Los Poplay s-a folosit AI ca să simuleze vocea lui Scott în colurile lui Phone Guy. chiar dacă vă duceți în primul meu episod, aveți să observați că până și eu am rămas surprins de de cât de similar este vocea lui Fongai cu cea din FNAF-ul original. Inițial nu am băgat de seamă că ar fi AI, dar iată că asta e realitatea și când de fapt nu este un voice acting. Pe scola a deranjat așa de mult lucrul ăsta pentru că nici măcar nu i-a fost cerută permisiunea încât le-a cerut youtuberilor de din afară să dea jos clipurile cu respectivul joc. Putem să observăm cum inclusiv Dauco a lăsat un tweet pentru a informa comunitatea cu motivul punerii pe privata clipurilor și nu doar el, ci și ceilalți precum 8 Ryan, dar și majoritatea, deci dacă vă duceți și căutați FNAF Plus Gameplay, nu vreau să mai găsiți nimic din clipurile recente uploadate de ei, inclusiv pe canalul Los Pop Play, inițialul trailer pentru fan ul lui, nu mai există și nici linkul de descărcare. Nu mai puteți face rost de cu excepția faptului dacă cineva mai deține jocul și îl poate uploada pe internet, dar asta ar însemna încă o dată încălcarea rugămenții lui Scott. Dacă cumva clipurile mele cu presupusul FNAF Plus vor dispărea de pe canal, atunci o să știți de ce, deși mă gândesc că sunt cam mici șansele, nu cred că s-ar implica scot la fiecare youtuber, în parte încât să le ceară clipurile date jos, mai mult să axa pe oamenii care într-adevăr a popularizat acest fanmade, adică cei de din afară. Dar așa ca și context, pot să mă aștept cu o rugăminte de lui. Personal mi se pare puțin cam deplasată mișcarea asta, adică serios am înțeles sunt debate toată harababura sa, faptul că nu a avut vreo mențiune pentru ideea originală, ar fi profitat între ghilimele de lansarea jocului și ar fi făcut profit de pe urma lui, deci, și este doar o donație și nu implică vreo obligație față de nimeni și că s-ar fi folosit de AI, de vocea lui Scott, nu știu, s-a cam exagerat, adică serios, dacă dai un search pe TikTok sau pe Google, mai mult ca sigur poți găsi o grămadă de reproduceri ale vocii lui Scott în orice îi postază, iar chestia cu AI-ul mi se pare, nu știu, personal o idee originală, așa de originală încât m-a surprins prima dată când l am auzit în joc, deci cred că mai mult scot a vrut să vină cu un pretext pentru care jocul să fie dat jos din faptul că oamenii, absolut aproape toată lumea proclama că acesta este jocul original FNAF Plus și din păcate pagina de Twitter pentru FNAF Plus făcut de fail a devenit privat. Deci după ce că nu am fi primit produsul curând, mai și ne-am luat un gură cum ar veni. Ce pot spune, insula dramei totale, unde Chris este scot și ceilalți jucători sunt Lost Play, Kane și Phil. Nu știu dacă și avea neapărat rost toată discuția asta. Nu știu dacă omul menționa că este un fan game, situația se schimba, pentru că până la urmă, după cum am spus, parcă Scott a băgat un mic pretext, iar într-un final și youtuberii ce au menționat că este originalul FNAF Plus au cam avut de suferit din clipurile jos. Nu știu dacă Kane are o ușoară antipatie față de youtuber în general, dar există un tweet unde i-a scris lui Mark Player tot pe un subiect de jocul ăsta futul în gură de joc, că dacă nu ne-a dat peste cap. În fine, nu stau să mai discut despre asta, în final Ross și-a cerut scuze pentru tot, a închis linkul de download și a dat jos trailerul de pe canalul său, o dramă de căcat de care sincer putea fi evitată. Eu am de gând să las clipurile pe canal cât timp nu este vreo problemă așa mare, dacă nu există o relevanță extrem de mare încât să se consideră o promovare greșită, nu prea aș avea de ce să le dau jos, de aceea am și ales să schimb titlurile. Am vrut să vă informez și pe voi pentru că mi s-a părut oarecum amuzant ce se întâmplă de la un simplu fanmate la o neînțelegere în comunitate și până la implicarea lui Scott. O să vă pun pe o explicație din partea unui abonat de ce FNAF plus nu a mai ieșit până acum sau într-un fel este anulat o vreme. Nu știu nicio exact despre subiectul ăsta. Eu am vrut să discut în special de dată tâmpenia asta. Dar până data viitoare, eu am fost Eugene, toate cele bune.